Din discuțiile din această seară, din bucătăria mamelor și a fetelor, am înțeles că lui Zar cam vrea să-și mute camera, iar doamna Mirela a spus că va trebui să vorbească. Știți că nu pot face modificări din acestea fără să aibă aprobare din partea staffului. Și Bogdana se întreba de mâine ce o să mai facă ea. Iar doamna Maria i-a spus să, să te obișnuiești. Și Bogdana a zis că nu există așa ceva, nu a reușit o viață întreagă și nu poate nici acum să se obișnuiească cu sforăitul, pentru că despre asta este vorba. Doamna Nadia a trebuit să doarmă în camera fetelor, pentru că probabil toate paturile sunt ocupate și doarme în aceeași cameră cu Luiza, dar și cu Bogdana, cu Madi, cu Ioana. Doamna Lucica spunea și dumnei, toate fetele fug de Nadia că sfărăie. Știți că s-a mai discutat pe acest subiect și în sezoanele trecute, dar și în sezonul acesta cu doamna Anina, și s-a lăsat cu mare supărare. Vom vedea dacă va fi din nou despătut acest subiect și dacă se găsește soluții.